Echipa de la Bucovina Te Iubesc, din care fac parte Ioana Florei Sologiuc, Gheorghe, Ioana Niculea și Mirela Pârvu, a ales o modalitate inedită de a promova Bucovina în perioada sărbătorilor pascale. Cei care administrează pagina de Facebook au lansat campania Oul încondeiat călătorește și i-au provocat pe utilizatorii rețelei de socializare să fotografieze micile opere de artă oriunde în lume și să publice imaginile pe internet. Răspunsurile au apărut imediat. Pagina de Facebook s-a umplut de fotografii care demonstrează că oul de Bucovina a ajuns în țări precum Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii, Franța, Anglia, Germania, Grecia, Japonia, Portugalia, Azerbaidjan și Egipt. De când a început această provocare, am fost asaltați cu multe mesaje cu imagini frumoase. Am descoperit că oul încondeiat a ajuns în cele mai îndepărtate locuri ale lumii. Noua Zeelandă, Los Angeles, Paris, Japonia, Egipt a fost și talisman la un maraton din Dublin. Ne dorim ca această poveste să continue și după sărbătorile pascale, pentru că știm cu toții că în Bucovina se încondeiază tot anul, iar românii sunt prezenți peste tot în lume. Sperăm ca împreună să ducem povestea în lume, ne-a transmis echipa de la Bucovina Te Iubesc. Totuși, inițiatorii campaniei au ajuns la concluzia că oriunde ar fi dus, oul încondeiat se încadrează cel mai bine în peisajul din Bucovina.